Păi dacă ai 5.000 full, asta deci vreau să o vând, ce să mai fac cu ea? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi îl avem ca invitat pe Răzvan de la 1990 Vehicles. Dacă nu sunteți abonați și vreți să fiți la zi cu prețurile mașinilor second-hand din Germania sau să vedeți ce mașini se găsesc prin diferite parcuri auto, vă invit să apăsați pe butonul de subscribe și dacă vă place ceea ce fac, să dați un like și un share acestui videoclip. După cum vă spuneam, astăzi îl avem ca invitat pe Răzvan de la 1990 Vehicles. Nu are rost să vă spun cine este, cu ce se ocupă, pentru că cel mai probabil cei mai mulți dintre voi îl știți deja de pe YouTube. Din păcate, nu am avut posibilitatea să ne întâlnim face-to-face, el fiind în România, eu fiind în Germania, plus că a fost toată nebunia asta cu virusul, așa că singura opțiune a fost să facem un videoclip prin videoconferință. Dar cu toate astea, credeți-mă, a ieșit un videoclip super fain și merită să-l vedeți până la final. Ca o mică paranteză, sunt curios ce mașini conduceți voi de zi cu zi. Aștept comentariile voastre mai jos. Nu vă mai plictisesc, înainte să începem, dați un like acestui videoclip și haideți să vedeți ce discuție interesantă am avut. Piața auto, din ce am văzut eu, că tot am făcut o sesiune, am căutat niște mașini pe OLX, pe Autovit, am folosit și Car Vertical și în Car Vertical ai văzut, îmi place foarte mult că ți-a dat istoricul prețului. Da, asta contează foarte mult. A pus, da, adică dacă cineva care a pus-o de 10 ori și n-a vândut-o, tu vezi, a pus-o cu 7.000, cu 6.500, cu 6.000, cu, vezi tot istoricul de preț. Și așa am văzut că mașinile s-au depreciat, adică am rămas surprins. Bine, e oarecum și normal, o mașină care a fost scumpă de nouă. Am găsit un Q7 care avea 40.000 de kilometri, era 50.000 de euro și după două luni aceeași mașină la o firmă listată era 41.000 de euro. Deci a pierdut 9.000 de euro în două luni, e fabulos. Eu am urmărit piața în această perioadă, am avut mai multe mașini salvate. Le-am salvat înainte să înceapă toată chestia asta cu virusul și mă uitam odată la câteva zile să văd ce s-a întâmplat cu prețul pentru respectivele mașini. Sunt mașini la care au scăzut câteva sute de euro, dar sunt mașini la care au scăzut chiar câteva mii de euro. Adică am filmat la fel un Q7, din câte mi-aduc aminte, parcă prețul a scăzut cu aproape 8.000 de euro. Și mașina avea 60.000 de kilometri, un singur proprietar, deci era super ok mașina. Și a scăzut cu 8.000 de euro prețul. Vorba aia, nu poate să se deprecieze într-un timp atât de scurt chiar 8.000 de euro. Deci a afectat și virusul ăsta prețul. Inclusiv mașinile mai vechi care aveau un anumit preț acum au scăzut, mai ales dacă e o mașină comună. Eu aveam de gând în toamnă, până să apară nebunia asta, aveam de gând să vând un BMW E90, 316 diesel, 100, acum are 171.000 de kilometri, sunt realți, e ok, full istoric. E super în regulă. 2009 da. E absolut cheală. N-are scaune sport, are încălzire în scaune, are climatronic, are volanul ăla în trei spițe sport, n-are cutie automată, n-are jante faine, n-are xenon, n-are navi. O să-l vinzi greu. Nu e vorba că e greu, că probabil că o să vând repede, poate o să vrea un urmăritor. Mă rog, o să vrea un urmăritor care vrea un BMW și care vrea să știe că mașina e ok din punct de vedere tehnic și nu și-a o țeapă la modul ăsta. Dar mașina, sunt foarte convins, adică am văzut niște mașini care m-au lăsat mască, care erau, nu știu, 5.000 de euro, era 2007, 90 și varianta mai fiabilă cu distribuția în față, M47-le, piele scorțișoară, culoarea îmi place maxim, maronie interior, navigație, cutie automată, Big Xenon, ce vrei tu, și era de la, tot așa, 5.900, a scăzut prețul la 5.100. Păi dacă ai 5.000 full, asta deci vreau să o vând, ce să mai fac cu ea? Aia zic, adică văd și aici, fiind un model foarte comun, cred că dacă o să cauți pe internet, pe site-urile de vânzări auto, un E90 sau un E60 sau un F10, pentru că sunt foarte multe, plus nebunia asta, mai rău scade prețul. Dar o altă chestie ce am observat eu, cumpărătorii din România, cei care cumpără mașini, sunt foarte dificili, adică vor, nu știu, vor de la o mașină să fie cu 3.000 de euro, full option, să consume puțin, să aibă 300 de cai și, na, normal, să fie BMW, Audi, Mercedes sau Volkswagen. Bănuiesc că astea sunt și cele mai vândute, căutate. Da, astea sunt și cele mai căutate. Aș începe prima oară cu Volkswagen-ul. Cea mai căutată mașină asta este, ca și marcă. Model Golf Passat, adică da, este clar. Când discuți despre subiectul mașini nemțești, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, e clar că aceste mașini sunt în trend, sunt căutate, lumea le dorește. Da. Nimic de reproșat, sunt mașini
ok, mai ales dacă le iei noi, mai ales dacă au kilometri puțini, au un proprietar, dar cum spui și tu, că cu asta mă confrunt și eu, lumea vrea prea multe la un preț prea mic. Exact, asta este problema. Fiind cerere de mașini de genul acesta, full option, kilometri, toate cele, atunci automat și țepele vor fi mai multe, pentru că în Germania, dacă tu cauți o mașină, cum îi una în România, compari o mașină din România cu una din Germania, tu nu o să găsești la 180.000 de kilometri un BMW seria 3, că tot am vorbit de BMW seria 3, full option, trapă, piele, navigație și toate cele, la 6.000 de euro. În România, dacă te pui să cauți, găsești și la 6.000 de euro și facelift și ce vrei tu, deci găsești. Dar aici o să vezi, nu o să găsești o mașină bună, mă refer la o mașină bună, la 6.000 de euro pentru nimic în lume. Deci un seria 3 E90 facelift, în stare bună, prețul începe minim de la 9.500-10.000 de euro. Deci poți să plătești și 15.000 pe un E90 în stare bună. Știu. Să zicem un 330 diesel sau... Dacă m-aș duce către un E90 330i 2011, către finalul fabricației E90, cutie manuală, pachet M, jante pe 18, piele, navi, nu știu ce, 60.000 de kilometri dacă găsești, așa cred că sunt 5 maxim pe toată Germania de vânzare, ce, exact ce zic eu, te duci și către 17.000 de euro. Da, da, exact. Și dacă vii cu el acasă, dacă vii cu el acasă și mi-am luat un E90, ce motor? 3.0. Cât ai dat pe el? 17.000. 17.000. Cât? Știi, adică... Îmi luam și un F10 și un E90. Vreau să-ți povestesc o chestie. Știu povestea asta și cât se poate de reală, pentru că am comunicat cu oameni care lucrează la RAR. A venit un nene, un pic mai bronzat așa, dar un nene. Așa. A găsit el pe internet cel mai ieftin posibil BMW F10. 2.0 diesel, în stare impecabilă, 7.000 de euro. În anunț scrie așa, doar pentru piese. S-a dus cu el la RAR și ghice, avea seria tăiată de caroserie, vinul. Adică mașina a fost furată. I-a tăiat seria, bine că oricum o găsești prin computer dacă o cauți cu atenție, dar avea seria tăiată, ceea ce este ilegal să umbli cu o mașină cu seria tăiată. I-au confiscat-o, logic. Când ți se confiscă mașina pentru că a fost furată sau n-ai știut sau nu știu ce, nu-ți face nimeni, RAR o comunică cu Interpolul. Tu nu știi, adică tu te duci la RAR, bună ziua, bună ziua, ei se facă plouă și în 20 minute vin trei echipaje de poliție și spune bună ziua. Adică nina a pus să afli să zici că pleci, nu, că te arzi direct. Au fost multe cazuri, cele mai multe cazuri de mașini furate sunt din Italia. Și numai mașini de genul MLE, X6, Range Rover, numai SUV-ulețe se fură. Deci în Vâlcea cel puțin au fost multe cazuri de genul ăsta, știu din informații sigure. A fost și un scandal, a fost pe internet acum ceva timp cu un Volvo care avea anumită culoare, anumite jante, avea același număr de matriculare. E o chestie cu clonele, știi? Se poate face o măgărie cu clonele. E o mașină clonată, știi? Da, da, da. Adică a luat datele, seria de șasiu de pe alta. Exact, da. Identică mașina. Bot, an, culoare, motor, tot. Deci omul s-a luat spălătorie să-și spele mașina și o mașină identică cu a lui, culoare, roți, an, număr de matriculare, această clonă sună la poliție. Și mașina era o clonă. Era una furată, clonată după aia, în acte, nu știu cum, mă rog, asta nu știu cum se face măgăria asta, dar există cazuri de genul, știi, de mașini furate, clonate, în acte era exact ăla care a făcut reclamația, adică eu mergeam cu mașina ta în actele pe numele tău, dar tu nu știi că eu merg cu ea. Plus că mașina aia, dacă trecea printr-un radar cu 200, mamia n-ați venea toți, e nu lui? Da, la cine, cu era mașina de fapt, cum da. Ar veni. Și apropo de preț foarte mic, eu niciodată nu mă uit la cel mai mic preț. Sunt un tip care îi plac chilipirurile și să primesc valoarea unui produs, să o percep, să o văd, să... Bă, am făcut o afacere bună, un deal bun, dar hai să nu exagerăm, știi, nu e cel mai ieftin lucru de pe internet, că vezi că e lovit, e furat, e de nu știu cine, a avut exact 12 proprietari. Și uite așa a ajuns la prețul de 15.000, adică a ajuns la prețul cât era una bună. Exact. Ai înțeles? Adică... Asta am încercat de multe ori să explic și în videoclipurile mele, că decât să cumperi o mașină ieftină, ca după aceea să bagi mai încă 3.000-4.000 de euro în reparații, păi așa mai bine pui direct banii ăia când îți cumperi mașina și ți-ai luat din start una bună și... Bun, deci cam acesta a fost videoclipul. Înainte de toate vreau să vă întreb, de ce credeți voi că în România sunt mașinile mai ieftine decât în Germania? Și nu doar că sunt mai ieftine,
au kilometri în teorie mai puțini, nu au fost lovite și în plus de asta sunt și mai bine echipate. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă aveți anumite întrebări sau sugestii, atât pentru mine cât și pentru Răzvan, lăsați mai jos un comentariu. Mă puteți găsi și pe Instagram la Autolate Germania, pe Răzvan la 1990 Vehicles. Cam acesta a fost videoclipul. Dacă mai vreți să facem și alte videoclipuri împreună, dați un like și un comentariu. Nu uitați să vă abonați. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Vă mulțumim pentru atenție și ne vedem data viitoare. Ciao!